prieten, vă zic la mulți ani, cu tot dragul, la mală... Lume mare, lume ce? Mică, pune mâna pe Vasilică! N-aie. Hai să-ți iei mașină mică! Hai, hai, pune-ți mâna, pune-ți mâna, mai copii, pune-ți mâna pe Vasilică! Domnul, ia uite, spaima parcurilor bucureștene, Vasilică de București! Pune mâna, pune mâna, eu hai, Valentina, îndrăznește! Dar vreau să spun că tu ai o problemă, nu vezi că râd și frumoși copiii de la Bilcuța ce de are? Tine? Păi uite-te, se uită la tine și om serios, neminț, domnul Nae, ăsta este un cățel, uite aici, domnule! Marfa întâia, marfa întâia, pune mâna, pune mâna, lume mare! E ce? Cățel, e câine? Mă! Nu e câine, nu e, e miel, n-am găsit de fapt mielul ăla care de aici, deci este un cățel pe care îl cunosc, este jumătate cățel, jumătate pisică și un pic așa de tot și copil, nu măi, e... Măi, cum le știi tu pe păi toate tu, 9 ani în 2014? Uite ce mutriță are! Da, iubitul meu, iubitul, cu acest animal de companie voi face nu bani... Cățelul. Nu, dragă, voi face bani în tot anul 2014! Naie, 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 eu zic să-ți revii, să duci cățelul la păscut... Duc câinele la păscut. Mielul la păscut. Stai așa, stai cu tata. Stai cu tata, dacă nu vrei cu câinele, dacă nu vrei cu câinele, atunci să facem cu Sorcova. Sorcova vesela, să trăiți. Nu râdeți, mai copii. Sorcova vesela, să trăiți, să înfloriți ca un măr, ca un păr, ca un fir de trandafir tare, ca piatra, iute ca săgeata tare, ca fierul, iute ca oțelul la anul și la mulți ani. Și ție, și ție, și ție, și ție, și ție, și ție. Domnul Nae, cum să nu râdă copiii de la Bilca de tine dacă tu nu știi bine care-i miel, care-i cățel. Nu știi nici Sorcova să o zici. Copii, să-l învățați neapărat Sorcova. Rămâi aici și să te învețe copiii lucrurile pe care trebuie să le știi. Stai aici, mănânc cu măr. Nu mănânci nimic, nu mănânci nimic. Iei notițe, că nu știi nimic. Avem treabă, domnul Nae, astăzi. Avem multă, multă treabă, dragi prieteni. Astăzi avem o ediție cu totul și cu totul specială, pentru că avem alături de noi două sărbătorite, două doamne minunate, două doamne speciale care și-au început anul 2014 sărbându-și ziua de nume. La mulți ani, doamna Vasilica Dinu, la mulți ani, draga mea, Vasilica Tătaru. La mulți ani, dragă Valentina, la mulți ani tuturor celor care ne privesc. Sunt foarte, foarte bucuroasă, iată, pentru că este pentru prima oară în acest an în care particip la o emisiune. Să fie de bun augur! La mulți ani, Valentina! La mulți ani tuturor telespectatorilor postului Național TV! Mă bucur din suflet că, iată, la prima ediție m-ați invitat și am posibilitatea să urez sănătate tuturor telespectatorilor și tuturor românilor, să le dea Dumnezeu un an bun, plin de împliniri. Alături de noi astăzi, în 4 ianuarie, sunt și membrii ansamblului Bilcuța. Bine ați revenit în căminul nostru primitor și în casele telespectatorilor. Bună ziua, vă spunem și noi și bine v-am regăsit. Să știți că ne bucurăm foarte mult. Am să revin la discuțiile noastre, dar trebuie să mă duc să văd ce a făcut domnul Nae, că ați văzut ce încurcături făcea, confunda mielul cu cățelul. Domnul Nae! Da, vă rog! Bine sănătos! Bine sănătos și la muncă, așa cum îmi șade bine. Și la pungă gros, așa ar trebui să fie în 2014. Exact, cum îmi șade bine la început de an. Unii cu mapa, alții cu sapa. Ai, adică mă, aici Nae, nu mai zici cu așa cuțitul. Cu polonicul, cu lingura de lemn, nu cu sapa așa. Exact, exact. Mă pregătesc să fac de mâncare pentru invitatele noastre, pentru invitații noștri din această după-amiază de 4 ianuarie. Așadar, m-am gândit să prepar niște carne așa, cu prune uscate. Dacă veneam după perioadă în care nu prea mâncasem carne. Păi da, e o perioadă în care toată lumea a mâncat carne de porc. De porc. Numai cu porcul ne-am împrietenit în ultimile săptămâni. Așadar, doamnelor și domnilor, dragi gospodine, carne de porc la cuptor, cu ceapă și cu prune uscate. Prune uscate, uite ce bunătate, ce frumos arată. Așadar, o bucată de mușchiuleț de porc. Da. Prune uscate. Da. Ceapă. Sare, piper, bineînțeles, ulei și puțină apă. Vom pune în acest vas întâi un strat de ceapă, după care un strat de carne, după care un strat de prune uscate, din nou strat de carne, strat de ceapă, iarăși strat de ceapă, iarăși strat de prune uscate, punem ulei între feliile de carne, puțină apă și mergem la cuptorul bunicii să iasă bine mâncarea. Ce zici? Ce foarte părere? Interesantă. Uite, deja ta. Eu am de tăiat ceapă mărunt, mărunt, trebuie să tăiem așa cam vreo 10 cepe. Ei, dacă tai ceapă
ceapă te las singur, Elnaie, nu de alta, dar nu vreau să-mi stric, nu vreau să-mi stric machiajul, doamna Vasilica. În urmă cu niște ani, regretatul Adrian Păunescu, prezentându-vă într-o emisiune de televiziune, spunea așa: iată-o pe Vasilica Dinu, un talent care cu siguranță va fi încununat de succes. Așa a fost să fie. Cum a fost drumul de la acel moment până în ziua de astăzi? Moment în care toți vă iubim și vă respectăm pentru ceea ce sunteți. Vă mulțumesc foarte mult. Drumul acesta al cântecului popular pentru mine a fost destul de greu. Și spun asta pentru că încă de atunci, din tinerețea mea, că aveam vreo 17-18 ani, a trebuit să muncesc foarte mult să-mi îmbunătățesc calitățile mele vocale și interpretative, ca să nu mai vorbesc de repertoriu. Pentru că a fost foarte greu să-mi alcătuiesc repertoriu. Ca orice tânăr la început, e adevărat că eu am cântat din cântecele marilor noștri și veniți soliști. Dintr-o zonă în care folclorul... Da, da. Folclorul e bine reprezentat. Da, așa este. Sunt marile noastre artiste, Maria Tănase, Maria Lătărețu, Ioana Radu, vin dintr-o zonă bogată în ceea ce privește cântecul popular. De altminteri, dumneavoastră ați și câștigat niște trofei importante și niște premii chiar și la festival la Maria Tănase. Da, la festival la Maria Tănase în 1978 am câștigat marele premiu și am fost alături de mari soliști de muzică populară care astăzi au devenit mari soliști, erau tineri ca și mine, începători. O generație atunci frumoasă, născută, da, iată, în anii aceia. Da. E o curiozitate a mea, recunosc. Sunteți legați prin firele astea nevăzute ale prieteniei de soliștii aceștia, da, de generația asta frumoasă din care faceți parte? Cu unii mai țin legătura. De fapt, ne întâlnim mai mult pe la filmări. Prietena mea, o prietenă bună a mea, este Floarea Calotă, cu care am păstrat mereu legătura și care într-un anumit moment al vieții mele m-a ajutat foarte mult și vreau să-i mulțumesc și de această dată. De fapt, și ea a participat la festivalul Maria Tănase, i-a luat premiul întâi, era cam același cu marele premiu. Cu trofeul, da. Cu trofeul, da. Și m-am bucurat foarte mult că am avut colegi așa valoroși care astăzi au ajuns mari nume ale cântecului popular: Matilda Pascal cu Jocărița, Anica Ganțu, așa cum am spus, Floarea Calotă, mulți, Domin Corchi și instrumentiști din Ardeal, așa. Și așa cum am zis, astăzi au devenit mari nume ale cântecului popular. Deci scena festivalului Maria Tănase, pe scena festivalului Maria Tănase, iată, au pășit foarte, foarte mulți soliști și să mai zic încă o dată, este o rampă de lansare pentru foarte mulți tineri. Așa este. Revin, Vasilica, imediat să stăm de vorbă. O rampă de lansare gastronomică a fost cuptorul bunicii. Așa pentru este. Naie. Vai, îmi dărâm totul, îmi dragă, dărâm totul numai, în această deja emisiune, numai deci nu pele de ce ceva. Bine facem noi treaba aici împreună. Ia spunem ce ai... Ceapă, da? Cărniță de porc. Am adăugat. Ia spune-mi acum ce ai cu mine. Ce am cu tine? N-am cu tine nimic. Punem puțin ulei aici peste carne. Așa. Puțin tel, dar știi de ce? Ca să nu se lipească, carnea, să facă bine, să pătrundă. Plus că fără grăsime, of, firarele de diete, nimic exact nu este așa de bun și de gustos. Adăugăm acum niște prune, iată. Naie, eu nu mai pot, dă-mi o prună că mor. Sigur că da, te rog foarte mult, Valentina, te rog să guști. O prună, vai, așa. Da, mai ia și... Opa, ia uite, opa, domnule! Ce frumos! Uite, bravo, punem aici niște bucățele de prune, așa, după care punem iarăși ceapă, uite, ceapa am tăiat-o, da, așa, și după ce punem ceapă, iarăși cărniță și iarăși ceapă, după aceea cu prune. Deasupra. Straturi, așa, exact. Lucrezi într-un fel, Doamne, exact, Dumnezeule. Să vezi tu acum ce bunătate o să iasă, dragă Valentina. Sunt convinsă, Așa, noi muncim cu drag și spor. Ia să vezi tu. Naie, spor la treabă. Mulțumesc. Spor la treabă, o să avem și noi, dragi prieteni, pentru că am să invit pe doamna Vasilica Dinu să ne cânte un cântec drag frumos. Sigur, pentru că toți suntem în zi de sărbătoare și o să tot fie sărbătoare, măcar până pe 6 ianuarie. Vasilica Dinu!
Bine v-am găsit la sărbătoare. Haideți să ne înveselim. Am venit cu un cântec și o urare. Până la ziua vreau să chefuim. Hai noroc, noroc și la mulți ani. Să vă însoțească binele. Și vezi că toate îți merg din plin. Viața-ți pare cu mult mai frumoasă când închin un păhărel cu vin. Hai noroc, noroc și la mulți ani. Să vă însoțească binele în orice zi. Hai noroc, noroc și la mulți ani. Să aveți parte doar de Silica, vă aștept la masă din nou. Naie, ce faci acolo? Sunt pregătit, sunt gata să introduc la cuptor primul fel de mâncare. Așadar, carnea, ceapa, prunele, sare, piper, ulei, puțină apă. Cuptorul este încălzit. Introducem la cuptor și așteptăm să fie gata ca să gustăm și să mâncăm. Noi te așteptăm cât de curând și cu felul gata pregătit, dar mai avem ceva de vorbit aici, dragii mei prieteni. Vasilica, tu provii dintr-o familie cu tradiție în muzica populară. Cu tradiție în ideea în care am crescut ascultându-i pe bunicii mei cântând muzică populară. Mai târziu... Pe mama ta? Da, și pe mama, de la care am învățat să cânt, adică primele cântece au fost din repertoriul mamei și mult după asta. O salutăm pe doamna Maria Tătaru și, o pup și dorim să fie sănătoasă și să treacă cu bine peste toate încercările. La mulți ani și din partea ei, nu a putut fi prezentă, dar și-a trimis reprezentantul. Așa, așa. Să mă descurc onorabil. Un reprezentant de mare valoare și un copil bun și talentat ești tu, ca să nu mai zic frumos. De altminte, și câștigat niște trofee chiar și în zona asta a frumuseții. Un titlu foarte frumos a avut premiul pe care tu l-ai câștigat la un moment dat într-o emisiune concurs televizată, Romândria. Romândria, da, a fost o ediție specială prin... Eu mi-s prin... mândră în sat. Și eram, da, la prima ediție a concursului Eu mi-s mândră în sat, eram însărcinată cu Alinuț. La ediția specială eram însărcinată cu Smărândița și eu îi mulțumesc bunui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat, inclusiv și pentru acest fapt că cei 29 de ani pe care i-am și mi pe se care dau nu oarecum cu reticență. Da, mulțumesc lui Dumnezeu. Nu e de ajuns să fii frumos în exterior. E adevărat, mai e adevărat. Dar tu ai dublat această frumusețe și cu munca și cu pasiunea ta pentru folclor. Și ziceai tu într-un interviu că cel mai frumos moment al carierei tale de până acum a fost în urmă cu niște ani, când la Sala Palatului ai debutat alături de doamna Margareta? Doamna Margareta Clipa, da, și chiar spunea doamna Murioara Mărărescu, pe care o salut și o îmbrățișez,
spunea că există o asemănare între noi două, cel puțin la exterior. Doamna Vasilica din ar putea să confirme, pentru că o știe pe doamna Margareta de când era mai cu ceva ani în urmă. Tu acum mergi mai departe pe cântecul, pe drumul cântecului. Eu o să cânt câte zile o să am. Așa, dar între timp te-ai mai apucat și de teatru. Între timp, da, pot să vă spun și să vă aduc ca noutate că sunt în anul 2 al Facultății de Teatru din cadrul Universității George Enescu din Iași, unde încep să cunosc, să aflu, să dezvolt, să mă descoper, dar se fac lucruri foarte, foarte frumoase. Doamnelor și domnilor, Vasilica Tătaru! În vânt măi, mama-i una pe pământ măi, ai mama-i una pe pământ măi, și-o porți în suflet și-n gând măi, restul lumii vorb în vânt măi, nu cred omul pe cuvânt măi, când suflet ni Dumnezeu și de grijă port eu mă. Restul lumii vorbă în vânt, nu cred omul pe cuvânt mă, în suflet din Dumnezeu și de grijă port eu. C-am avut un pui cu dor măi și-a vrut lângă el să mor mai. Au dat la inimă m-o ars mai, și-am zis că mai bine le las mai, cât e și bagii de drag mai, om din tine nu mai fac mai, că ai umplut cu vorbe-o lumii numai să nu-mi și și-u părinte, ai și-n viață mi-ai dat un rost, mă, nu-mi pare rău că și-o fost, mă, mi-ai dat glasul, mi-ai dat cântec și cu ochii pentru suflet, de-a cu Doamne cum ai vrea și cum o fi voia ta, mă. Mulțumim, Vasilica, vin aici lângă noi și copiii de la Bilcuța trebuie și ei să primească aplauze pentru că au dansat, au jucat așa de frumos. Niște păpușele frumoase și niște flăcăi acolo minunați. O să vorbim și cu doamna Elena, cea care se ocupă de grupul folcloric de la Bilcuța, imediat. Deocamdată te-aș întreba pe tine, draga mea Vasilica, ai cântat un cântec tare frumos, tare sensibil. Cred că este singurul meu cântec pe care sau care mi este mai aproape de suflet. Deși, nu știu dacă ați constatat, este un cântec foarte optimist. Este o linie melodică mai așezată, dar mesajul este unul optimist, așa și trebuie să fie la o tânără. Pentru că așa sunt și eu, să știți. Zâmbesc aproape tot timpul. Cine mă cunoaște
Asta este foarte bine. Uneori viața ne mai încearcă. Știu că sărbătorile astea au fost, perioada asta a fost un picuț mai tristă. Bunica adevărat, ta... adevărat, dar noi îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru tot. Până la urmă toate sunt îngăduite de El. Este drept că mi-am pierdut bunica cea care m-a crescut, cea care până a merge la școală m-a educat, m-a învățat să dau bună ziua, să... fac cruce, să respect în jur și mama, dar vreau să spun că până a merge la școală am stat numai cu bunicii. Și ești foarte tânără. Este, dar aș vrea să trist, te întreb despre anii aceia din copilărie. Cum erau sărbătorile atunci? S-au schimbat cumva? Cum sunt sărbătorile tale? Cum au fost sărbătorile astea de acum? Sărbătorile din copilăria mea au fost... Nu știu ce să vă zic, mi-e greu să găsesc cuvinte pe măsura bucuriilor de atunci, mai ales copil fiind. Dar îmi amintesc, se tăia porcul de Ignat, spre exemplu, pe 20 decembrie, se făceau turte în post, se aștepta părintele să vină cu ajunul Crăciunului. Apoi porneam noi, copii fiind, porneam să colindăm, să urăm... Semănam în următorul an și așa mai departe. Era veselie, era bucurie. Semănați niște acum. Nu, mergeai cu un pumn de orez, așa. Nu, cu grâu și exact cum mi-a făcut mie Naie un pic mai devreme, că mi-a dat prin păr un pumn de orez. Da, ca să-ți meargă bine anul ăsta. În părțile dumneavoastră, doamna Vasilica, există obiceiul ăsta în Oltenia? Se aruncă cu grâu, cu... Da, se aruncă cu grâu. Așa. Și pe la București, așa, și pe la, la casele de căsătorii. Da. Ca să fie belșug. Să fie belșug. Cred. Ce-ați făcut de Revelion? De Revelion, de fiecare dată, la mine vin nepoții. Pentru că a doua zi e Sfântul Vasile, ei vin de seara. O sărbătoare așa prelungită. Să fie sigur că nu plec niciunde. Da, și îi aștept. E adevărat că au mai crescut, vin să mă sorcovească. Ce frumos. Așa. Deci sărbătoarea ține chiar așa, cam povești 3 zile. Da, așa este. Mă bucur de fiecare dată și mă pregătesc înainte, gătesc, fac și eu mâncărurile tradiționale pe care le face orice gospodină de la noi din țară. Prăjituri, sarmale, fripturi... Dar din copilărie, ce vă aduceți aminte dintre mâncărurile pe care le pregătea mama, bunica? Haideți să vă spun în copilărie un obicei, că la noi, de exemplu, când eram eu mică, mi-amintesc că aveam 6-7 ani. Să și localizăm, Lipov. Localitatea Lipov, din județul Dolj. Părinții mei se duceau cu plocon la moși. Așa. Să mai duce și acum. Lumea la noi. Și în ziua de astăzi merge se duce cu plocon la moși. Așa. Și ploconul acesta... El făcea baba mea. Ploconul însemna vreo 6 pâini în țăst. Așa. Așa, o pasăre, o jumătate de mușchi de porc, o spată, cârnați. Aoleu, deci din 10 porcul... kg de vin, suică. Deja un da, sfert. Da, să știți, moșul era la loc de cinste și petreceau părinții mei, noi eram copii, dar abia așteptam să ne ducem, că ne făceam așa niște colaci, Doamne, și așteptam colacii și sorcovele. 3 zile petreceau părinții noștri, că moșii noștri avea mai mulți nepoți. Și era sărbătoare 3 zile, a treia zi mâncarea o punea moașa cu moșul. Așa. Deci 2 zile de la nepot și a treia zi de la moș. Și cântece și petrecere, ce să vă spun. Domnul Naie, la dumneavoastră în sectorul 4, ce obicei? Sectorul 4 excelează la mâncat de afine, sau exact, ce? Exact, da, exact. La început de an mâncăm afine. Bine, Naie, te las și mă îndrept către doamna Elena Negru. Vă rog să veniți aici lângă mine, doamna Elena. Și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, care veniți de acolo, dintr-un loc atât de frumos și de încărcat de tradiții. Cum sunt obiceiurile de iarnă la Bilca, în Bucovina? Să știți că ați spus foarte bine. La noi, în Bucovina, tradiția este la mama ei acasă și se vede, iată, prin aceste costume și prin obiceiurile pe care o să le facem și aici. O să vă semănăm așa frumos la sfârșit. Într-adevăr, obiceiuri multe, tradiții frumoase de la Crăciun și până la Anul Nou. Și după Anul Nou, că acum suntem în 4 ianuarie, iată, ne pregătim de Bobotează, de Sfântul Ion.
cu bucate alese, cu curățenie în casă. Și în suflet. Sigur, absolut. Așa este. Să știți, tradiția adevărată se păstrează la noi acolo. Doamna Elena, dumneavoastră sunteți și coordonator al ansamblului folcloric Bilcuța. În această calitate v-aș întreba, ce urmează să vedem? O să vă prezentăm un cântecel vesel, așa, ca de început de an nou, așa. Și cu speranța și cu gândul că așa o vom ține tot anul. Se numește Zi de Mare Veselie. Zi de mare veselie și aici la noi, la tradiții de la bunica, pentru dumneavoastră, cei care ne urmăriți. Suntem pregătiți, mergem la cuptor. Ia să vedeți, copii, cum scoatem noi din cuptorul bunicii primul fel de mâncare. Hopa! Ia uite-l! Ce ziceți, copii? Ia uite-l! Hai, vino cu el încoace, domnul Naie! Vino cu el încoace, că... Mă duc să pun în farfurii. Ah, te-a fript, Frige și n-are gură să strige, nu, domnul Bine, Naie? Bine, băiatul! Foarte bine, te rog să porționeze acolo, să ne pui să mâncăm, că ne-a luat un pic friguț gerul bobotezei, așa vine, dar încă ne descurcăm. Vasilica, doamna Vasilica, ați gătit vreodată felul ăsta de mâncare? Sincer, nu l-am gătit, dar o să-l gătesc. Am văzut cum a făcut Naie. Ce înseamnă excursie la București? Da, ați învățat și un fel de mâncare nou. Gătești, Vasilica? Da, eu gătesc. Mi-s dragi oalele mele, blidul meu de mâncare, mi-e drag să-l fac, mai ales când sunt sărbătorile mari. Tu acum stai mai mult în Iași, în timpul săptămânii. Mai mult stai la Iași, și da. În weekend, evident, de luni. De luni până vineri stau la Iași, în weekend vin la Bacău, copiilor, la Bacău. Copiilor apuși să le faci dulciuri, să le faci prăjituri? Ce e drept,
că nu prea reușesc să gătesc în weekend, pentru că timpul... vreau să stau cu ei, că nu pot să-i țin foarte mult lângă mine când gătesc. Normal. Da. Dar ieșim prin oraș și gătește bunica. Oricine poate să gătească cum numai odinioară ieșeau bucatele. Totul e să ai cuptorul potrivit. Economic, consumă puțin și poate fi adaptat la aproape orice combustibil. Ușor de manevrat, nu ocupă mult loc și poate fi mutat mai la îndemână oricând. Ajută gustul să fie cel tradițional și când faci pâine, cozonat și plăcinte și când rumenești o friptură, un pește, sarmale sau ciolan. E modern, echipat cu tehnologii noi, dar coace cum numai odinioară ieșeau bucatele. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon afișat pe ecran sau intrați pe adresa de web mai jos. Și acum momentul adevărului, dragi telespectatori, dragi invitate, vă rog foarte mult pentru dumneavoastră o porție drăguță de mâncare. N-am cum să trec pe acolo prin spate, vin pe aici. Iată, vă rog să gustați. Vai, eu mulțumim. Vă rog să gustați acum. Acum? În 2-3 și... Ce bine miroase. Așa, uite, țin microfonul ca să-mi spui. Hai să vedem. Nu știu de unde să încep. Să alegem și un pic de prună și un pic de ceapă. Oricum miroase senzațional. Ia să vedem. Acum verdictul. Doamne, cât e de foarte bun. Să știți că este o mâncare care se poate servi și rece. Dragi telespectatori, dragi telespectatoare, dragi invitate, dacă nu doriți să o serviți caldă, puteți să o serviți rece. O putem lua la pachet dacă nu doriți. Sigur că da, vă pun într-o caserolă, asta înseamnă că îți place, mă bucur tare mult, așadar... Ai început anul nou cu brio. Bun. Nu există cuvinte. Așa, bun, da. Deci e bun, doamnă? Foarte bun, foarte bun. Mă bucur tare mult, mi-a ieșit și de această dată acest fel de mâncare. Iată cât de bogată este bucătăria tradițională românească. Pentru început de 2014, Nae a ales să gătească la cuptorul bunicii un preparat specific bucovinean, mâncare de porc cu prune uscate, fel ce se poate servi și rece. Pentru aceasta el a folosit 500 grame mușchi de porc, 400 grame de prune uscate, 10 cepe de mărime medie, o cană cu apă călduță, 200 ml de ulei, sare, piper și frunze de dafin. Să aveți poftă! Vă invit doamna Vasilica Dinu să ne mai cântați ceva. Vasilica Dinu!
Nu știu ce rău am făcut, de n-am parte de iubit. Nu știu ce rău am făcut, de n-am parte de iubit. Altul fură și hoțește, are noroc și iubește. Eu nu fur nici nu hoțesc, dar n-am parte să iubesc. Că-am iubit și eu odată și m-a aflat lumea toată. Acum dacă aș mai iubi, nimeni nu m-ar dovedi. Că-am iubit și eu odată și m-a aflat lumea toată. Acum dacă aș mai iubi, nimeni nu m-ar dovedi. Nale, ce faci acolo? Stai, mă ocup de foc. Păi te ocup, ne grăbim noi foarte tare, e adevărat, dar încurcat instrumentele, asta nu e... Cum să încurc instrumentele? Păi întâi trebuie să funcționeze focul la cuptorul bunicii ca să iasă preparatele extraordinare în această zi. Dar focul se ațâță cu un instrument care se cheamă foale, nu știu. Îmi place cum ai zis, ațâță. Da, îmi place, sună frumos, da. Frumos. E o bucătărie populară, folosim termeni populare, arhaici. Așa este. Uite, acest instrument care este vechi, vreau să spun că acest instrument are peste 100 de ani. Așa este, să știi. Dar ce instrument ai, Naie? Da, așa este, da. Dragi telespectatori, acest instrument se folosește la prepararea cârnaților tradiționali. Mă, nu mă nebune, și vine cum se Crăciunul, numește? Tulumbă. Tulumbă? Tulumbă, da, există dar tulumba de... Dar da, asta vreau să spun. Ia zi-mi. Încă nu m-am reprofilat, există două tulumbe, tulumba de pompier și tulumba pentru cârnați. Iată. Să mă crezi, năicule, eu așa ceva n-am mai văzut. Aici adică... se pune carnea. Da. Introducem acest așa. Și aici punem mațul și iese compoziția. Naie. Da. Naie, dar bunica ta știe ce faci tu astăzi? Știe, pentru că acești cârnați vor ieși extraordinari pentru că îi facem la cuptorul bunicii. Deci la cuptorul dumneaei, am înțeles, dar și tulumba, cred eu, noi râdem, glumim, dar tulumba este chiar o ustensilă de bucătărie și tu chiar o ai de la cineva. Chiar este de patrimoniu, cum spun eu, chiar are peste 100 de ani acest instrument. Noi cât om avea? Nu știu. Stai, spune-mi, ce invitație ai? Măi, deci dacă tu te-ai gândit să pregătești niște lucruri așa senzaționale, vei face îmi iei un interviu, nu? Așa. Deci dacă tu te-ai gândit să faci niște preparate speciale, ei bine, și invitații de astăzi sunt cu totul și cu totul special. Uite-te și tu aici ce casă plină de oameni frumoși avem. Bun găsit și bine ați venit pe la noi, oameni buni! Extraordinar! Bine v-am găsit, bine v-am găsit, Valentina, Naie, bine v-am găsit, bine v-am găsit, stimați telespectatori! Bine ați revenit! Dați-mi voie să vă strâng mâna. Mă bucur că ați revenit în mijlocul nostru. Aici este apă. Apă, să nu vă gândiți la altceva, că e doar apă. Consumați apă cu încredere. Apă. Așa este, luați loc să nu cădeți. Unii ar zice apă de foc de la Bihor. Adică o apă tocmai bună. Da. Așa este, Valentina, te las cu invitat. Mă duc în bucătărie să mă apuc de treabă. Am venit cu tulumba, da? Da, și noi suntem vechi ca și tulumba. Am plecat în bucătărie. Lăsați, știți că se aplică proverbul acela că găina bătrână face ciorba bună. Deci noi ăștia așa trecuți de 40 suntem taman potriviți pentru a face emisiuni frumoase împreună. Mă bucur să vă revăd, dragii noștri. Bun venit pe la noi, domnul Cornel Borza. Bun venit, domnule Leontin Ciucur. N-ați venit singur, ați venit împreună cu alți interpreți de Bihor. Da, am venit însoțiți de interpreți de frunte ai cântecului popular bihorean. Domnul Nae, e o rețetă de Bihor? Este o rețetă tradițională. Nu are importanță din ce zonă venim. Cârnații se fac în toate zonele, de la munte la șes, de la șes la mare. Așa este, pentru că așa e tradiția de Crăciun. Și vreau să spun, Valentina, pentru că aveam nevoie astăzi de un ajutor de încredere, am adus-o lângă mine pe doamna Doina, care mă va ajuta astăzi, adică eu o să țin tulumba asta și dumneaei o să pună mâna pe mațul acela așa ca să facem cârnatul. Deci este muncă în doi, da, exact, măi năică. Exact, de Valentina. Data asta noi o prezentăm așa telespectatorilor pe
doamna Doina, recuziterul de aici de la Național TV. Dumnezeu ne ajute de fiecare dată, numai că nu apucați să o vedeți dumneavoastră. Ei bine, astăzi vă și prezentăm pe doamna Doina, cea cu mânuțe de aur. Așa este. Bravo, doamna Doina! Valentina, să-ți prezint ingredientele. Te rog, așadar, da, fă-ne cunoștință. Carne tocată de porc, bineînțeles, da. Usturoi, trebuie mult usturoi, se știe, cârnații fără usturoi nu sunt gustoși. Boia dulce, boia iute. Ia uite aici, cimbru, ia uite-l. Asta, ia uite ce frumos. Asta ce e, dacă tu nu știi, condimente, eu nici atât. Păi spun eu, așa. Condimente pentru cârnați. Aha. Așa, bineînțeles. Mațele, iată-le. Vai, ce frumoase. Iată-le. Vai, ce colier. Colier, da. Așa, o să vedeți. Aici, bine curățate, bine spălate, gospodinele știu. Aici punem... avem moare de varză. Ah, credeam că moare lumea după tine, am înțeles, da. Și după mine, gospodinele. Moare de varză, așa, da. Așa îi se mai spune, moare de varză. Extraordinar, vrei să-i o gură? Nu, dragul meu, că n-am consumat pălincuță. După pălincă am înțeles să facem minun moarea asta. Dar e bună, după ce bei 2-3 litri de pălincă, bei zeamă de varză. După ce bei 2-3 litri de pălincă, îți face veșnica pomenire. Așa. Și aici avem și niște salvi, așa, să punem frumușel așa între cârnăciorii noștri. Bineînțeles, sare, piper și vom omogeniza, vom face compoziția. Punem în tulumbă și formăm cârnații. Hai, la am treabă, înțeles. La treabă, avem treabă. Eu numai naie, da. Deci dacă ai adus-o și pe doamna Doina, dacă da. Tu pregătești și cârnați, eu nu da. Mai vreau să plec de aici, însă am să-l rog pe domnul Cornel Borza să ne cânte. Și la gură câteodată calco să păru. Au, hop, hop, hopa. Hai, da-ți-o cuche, hai, da-mă cuche, da mândra mea. Hai, da-ți-o cuche, hai, da-mă cuche, da mândra mea. Culcam așa și te dormi, păroche nouă mândrit, așa-i la-i la. Ah, ce cântec frumos! Mândruță, nu mă huli, că măi culc, așa-i mori. Că și eu mă sui în pat, ca ceala cu spate lat. Adevărat, măi năică, da. Acolo ce se întâmplă? Uite, ia uitați-mă voi aici, dragi telespectatori, dragi invitați, cum s-a umplut tava de cârnați.
îi pregătim acum. Ăsta e de bihor. Puțin... E de bihor? Ăsta cred că e de Teleorman, că e mai slab. Așa? Și ăsta e de bihor, nu? Ăsta e de bihor, nu? E clar, așa, lăsat. Doamne, așa. Strânge-l, strânge-l, freacă-l binic, așa se... Domnul Borza, vă rog foarte mult, nu vă luați de ajutoarele mele, vă rog foarte mult. Atât am vrut să spun. Am format cârnații... Înceată-l bine, înceată-l. Domnul Borza. Da. Domnul Cornel, să poate așa ceva? Uite, noi suntem pregătiți acum. Nu, nu-l suci, nu-l suci, că nu-i mai cârnați de bihor. Ăla-i de, ăsta-i de Teleorman. Ăla-i micus la noi. Ei, na. Păi mai avem puțin și definitivăm. De ce să nu-i răsucim? Da, bă, iară sunteți gârciți, că dați numai o bucățică din aia. Păi dacă vii, la, dacă vii, nici nu-l primește corindătorii la noi. Cârnațul ăla. Nu? Păi trebuie de ăla de 2 metri. Vă rog. O fi acolo, la dumneavoastră, în zona aici. Ce să facem și noi? Uite, ia. Zeama de varză. Acum o să începem să punem și zeama de varză. Crenguțe de salvie, crenguțe de cimbru, usturoi pe care l-am tăiat. Noi suntem gata. Am înțepat și înainte cârnații, că așa se înțeapă, ca să se pătrundă bine. Iar acum mergem la cuptorul bunicii. Deci n-ai avut nimic cu ei. Nu e înțepatul de răutăcios. Nu, ei m-au înțepat pe aha, mine. Am înțeles. Știi că și noi suntem pregătiți aici, suntem pregătiți să facem lucruri frumoase, doamna Doina. Suntem pregătiți să vă mulțumim, că asta e vremea de mulțumit. Doamna Doina a spus că e bucuroasă să ne ajute. Noi suntem bucuroși că v-am cunoscut pe dumneavoastră, un om așa special. Cu mult drag și cu multă plăcere și altă dată, de fiecare dată. Of, scumpica mea Doina, că am fost prea protocolar așa, dar pe tine... Vreau să te pup. Da, o rog pe doamna. Doina, pe Doina. Doina, așa, așa. Vă rog să faceți cârnațul mai lung, nu așa, micuț de criză. La anul și la mulți ani. Mulțumim tare mult, înțeleg că mai aveți și alte treburi. Bun, dați-mi microfonul, pentru că eu vreau să-l dau cuiva, dar văd că deja are. Domnul Ionel, ia veniți încoace. Ce faceți, domnul Ionel Ban? Bună ziua și bine v-am găsit. Friguț, așa? E frigul de decembrie. Cam friguț. Cam friguț, dar încălzim noi atmosfera așa cu un cântec. Cu un cântec de joc așa pentru oameni harnici cu muzeu. Am și mai vedem și care o mai fi ca mine de harnici. Păi harnici suntem și noi, că vedeți că lucrăm aici, facem să treabă de împreună. Așa, dar pe la Bihor toată lumea e harnică sau mai avem și... Acum rămâne de văzut după cum să vede rezultatele. Înțeleg, o să vedeți că o să iasă foarte bun cârnațul pe care l-a pregătit Nae. Nu e la prima experiență de genul ăsta. El e într-o foarte am bună văzut, colaborare cu cuptorul bunicii, să știi. Cuptorul e de la noi, să știți. Așa. Dar nu, ai uitat, Valentina, frunză verde de mohor, cumpărați-vă cuptor. Asta este line motivul unei emisiuni pe care am avut-o cu domnul Dacă vă spun Cornel. Că la mine în sat, din vârful dealului până în capătul uliții, îți vreo 10 cuptoare de naște. Așa? Ce credeți? dar ce sat? Că ați zis de sat. De Higișelul de Dobrești. Higișelul? De Dobrești. Măi, Doamne, ce frumos zice. Ci că la Ionel în sat 10 cuptoare pe uliță, dar la mine în sat 10 într-o casă, că una e într-o parte, deci una e în cealaltă. Am înțeles. Deci vă întreceți în cuptoare la Bihor, am eu impresia. Și nu numai noi bihoreni. Domnul Ionel, ne cântați ceva? Cu mare, mare drag. Ce anume? O piesă pentru cei care sunt harnici așa ca mine și lucrează tot timpul la cuptor, adică mai deloc. Haideți să ascultăm! Că noi nu ținem bacină, la da 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 la pentru
ce foc vom crudi, că noi nu ținem vacima, că noi nu ținem vacima, la da 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 la. Păi că să chemi mândruța, o roviu-o cu bada lume. Nici la sapă nu merem, că de sori ne chemem, că de sori ne chemem, la da 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 la. Nici la sapă nu merem, că de sori ne chemem, că de sori ne chemem, la da 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 la. Tenchiu ce și facem, pur și ghini noi n-avem, pur și ghini noi n-avem, la da 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 la. Cu tenchiu ce și facem, pur și ghini noi n-avem, pur și ghini noi n-avem, la da 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 la. Hai ghinili cot cot de cești dimineață, ne trezești lume, 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 lume. La-da-da-da-da-da-da-la. Da, păi lucri cine-a vre, dar nu eu cu mândra mea, dar nu eu cu mândra mea, la-da-da-da-da-da-da-la. Hei, da, păi lucri cine-a vre, hei, hei, dar nu eu cu mândra mea. Hei, bun i-ar fi pe lângă casă, hei, hei, numai lenie nu ne lasă, lume, 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 lume. Mulțumim tare mult, domnului Ionel Ban, dacă noi nu eram veseli până acum, dar musai și mi-a plăcut tare mult morala și concluzia. Noi am fi buni pe lângă casă. Nu mă lenie, nu ne las. Da, buni pe lângă casă, dar și lucruri alții, dacă se poate. Așa, așa, așa eventual. Așa e normal la casa omului, nu? Am înțeles. Mulțumim tare, tare mult, Ionel Ban, dragi prieteni, ne-a cântat. Cu mare drag. Și cine credeți că se află în dreapta mea? Domnul Stângaciu! Ia veniți, domnul Stângaciu! Bună ziua, bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Stai puțin, Valentina, iartă-mă că mă bag și eu în vorbă așa ca musca. Văd aici că aveți și dumneavoastră tulumbă ca a mea. Să fac cârnați cu tulumba asta? Ce vrei să faci acum? Doamne ferește! Ăsta e instrument. E instrument? Da. Și eu n-am mai văzut asemenea instrument. Putem să facem acum, așa să facem. Da, dar nu încape, nu intră aici, nu intră. Acestea puteți umple cu cârnați, știi? Da, da. Tot așa 100 de ani are și instrumentul ăsta? Are, are 100 de ani. Are, nu? Da, este. Ai văzut? Instrument ai tradițional văzut? Din Bihor. Și se numește highege cu gornă. A, ia să te aud. Cum mai ziceți o dată, ia? Vioară cu gornă. Nu, nu, ziceți cum a zis înainte. Highege cu gornă. Highege cu gornă. Highege, am zis bine? Da, highege. Highege cu gornă. Asta, am zis bine, am ureche, am ureche. Da. Vezi că nu-s ca și cârnații tăi, ăia de Teleorman, de... Te-am supărat? Da. Supărat? Păi după atâta post, acum mai vrem să vină și Cârnațul și Pălinca și ce mai fi. Domnul Stângaciu, eu mă gândesc așa, să nu-i mai băgăm în seamă, nici pe Naie, nici pe restul lumii și să le spunem oamenilor că dumneavoastră la cât talent aveți și la ce nume bun și ce faimă mare aveți, ați putea să cântați până și la tulumba lui de cârnați și va ieși cântecele bine. Bineînțeles. Așa-i? Așa-i. Dar de ce, până la urmă, să le zicem telespectatorilor noștri că, de fapt, așa vi se spune? Da, în Bihor sunt cunoscut sub acest nume, Stângaciu, dar numele meu este, de fapt, mine este Gheorghe Căbuța. Domnul Gheorghe, Căbuța. Noi o să vă zicem așa cum vă zice lumea și cum vă recunoaște lumea în Stângaciu Bihor. Stângaciu știe toată lumea, deci... Cu numele de mare artiști ce sunteți. Deci, dragilor, ce să mai... Nu mai avem prea Valentina, multe de spus. Da, ei se spune Stângaciu, cântă cu mâna dreaptă. Da, eu practic sunt vioara mâna dreaptă. Eu zic așa că poate să cânte la highegea cu o goarnă mai bine, poate să cânte cu stânga, cu mâna stângă, mai bine decât ar cânta alții cu dreapta. Haideți să-l ascultăm pe domnul Stângaciu! Thank you.
să-l chem lângă mine pe domnul Petrica Popa. Ia să vedem, repejor, repejor, așa. Bine v-am găsit. Bine ați venit pe la noi, domnul Petrica. E greu cu instrumentul? E greu să fii instrumentist în ziua de azi? Greu a fost dintotdeauna, că am avut de studiat mai mult decât soliștii vocale, acum o să fiu puțin răutăcios. Așa, că e greu cu boabele, cu notele alea, nu? Deci e... Nu e foarte greu. Eu am și eu, asta e similar cu tulumba domnului, Doamne, numai că ferește. Eu am mai multe orificii aici. Aha. Toate auzi, sunt, toate se aseamănă. Cu tulumbe. Am da, înțeles. Astăzi avem tulumbe cu muștiuc și fără muștiuc. Spuneți-mi, ați făcut studii, bănuiesc, înainte făcut de a... făcut câte ceva, o câte școală ceva? De artă, o facultate de muzică. Aha, aha, un conservator. A, așa, da, câte da, un pic, da, da, da. De acolo, câte și, un pic. Și în afară de folclor, mai aveți și alte pasiuni? Adică, la momentul ăsta mai cântați și alt gen de muzică? Așa la nevoie, dar spre marea mea fericire, parcă vorba aia, s-a lipit folclor de mine și de glie și de taragot acum și nu mai vreau să plec din țară. Pe unde mă duc, mă întorc tot acasă. Și pe unde vă duceți? Dacă vă duceți, vă duceți tot cu taragotul după dumneavoastră, nu? N-aș fi crezut niciodată că mă duce în atâtea... Da, dar instrumentii și tot cu soliștii pleacă. A, domnul Popa, eterna poveste și eternele discuții dintre soliștii și instrumentiști, nu? N-avem răutăți, știți cum e. Numai dacă mă duc cu ei... Trebuie să fim buni că se apropie sărbători. Și nu numai, da. Dacă mă duc cu ei și ei merg cu mine, adică merg cu mine fiind cu Popa. Așa, le iese treaba bine, sunt binecuvântați, da? Da, sigur, nu pot să am răutăți, pentru că mă cheamă Popa și e obligatoriu. Da, vă obligă numele. Da, sigur, mă obligă numele. Vă obligă numele, vă obligă taragotul, vă obligă zona pe care o reprezentați. Ne obligă regula. Și regula bunului simț, aveți dreptate. Și cred eu, ca și concluzie generală, unii fără alții nu se poate, oricât am vrea. Nu mai vrem fără ei acum, vrând nevrând, asta e situația. Nici noi fără instrumentiști. Ce o să ascultăm, domnul Popa? O să ascultați un joc ardelean care se joacă la șes la noi în Bihor. Deși eu vin într-o zonă de deal, dar mi-am permis să... Am coborât la șes și n-am mai urcat dealul, că e greu de urcat dealul. Deși mai ales acum iarna. Da, da. Și de ce am coborât la șes? De ce? Pentru că nevastă s-a olteancă. Păi da, dar trebuie să trec dealul în gorj. Asta e situația, domnule. Chiar ce face soția la momentul ăsta? Se uită la televizor, bănuiesc? Soția? Așa cred. Se uită la televizor și probabil... Dacă nu-i pe la Berlin, cumva. La Berlin? La unde? La cumpărături? Sau la se pregătește de Crăciun? Are un pic de treabă pe acolo. Am înțeles. Petrica așa, din punct de vedere cultural. Petrica este prea modest, dar nu știu dacă știți că Oana, celebra Oana Lianu, este soția lui maestru Petrica Popa. Am înțeles. Deci cu treburi importante. Mă bucur tare mult să aflăm. Cu treburi culturale, culturale, sigur că da. Mulțumim tare mult și o salutăm cu... Auzi, așa se spune la neveste când vor să plece de acasă, cu treburi. Da, dar eu spun mai elegant, culturale. Atmosferă relaxată la noi aici, în căsuța noastră, plină de oameni buni și de oameni talentați și mă bucur tare mult că astăzi am putut să vă oferim acest tablou frumos cu oameni veniți din Bihor, cu cântări frumoase din Bihor și mai ales cu dragul ăsta pe care îl simțim și noi că l-au adus aici ca să-l dea pentru dumneavoastră, pentru cei care ne urmăriți. Haideți să vedem un cântec în interpretarea domnului Petrica Popa!
domnul Petrica Popa și salutări pentru doamna Liano! Valentina! Valentina, iartă-mă că te opresc, dar cârnații sunt gata! Nu alebuni! Ia să vedem, domnule! Iată ce aplauze de bucurie aici în studiourile noastre! Ia uitați! Foaie verde de mohor, ce înseamnă să ai cuptor? Asta e! Că nu e orice cuptor, e cuptor de la Bihor! Hai! Ia uitați! Frunză verde de macriș, da? Cârnații sunt foarte mici. Da, da, asta! Vedeți ce înseamnă să vă duc cu mirosul? Ia uite! Naie, dă-mi voie să te felicit încă o dată, a câta oară, dă mănușa jos. Îți mulțumesc, dragă, mua, mua. Îți mulțumesc, vă mulțumesc tuturor că... Deci dumneavoastră, Naie, prinde-o de cliciuri. De cliciuri, așa. Am înțeles. Deci acum să număr porțiile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Domnul nu mănâncă. Așa. Până ați zis că e prea mic, nu vă pun atunci. Dacă e prea mic, nu vi-l pun în farfurie. Asta e. Nu, domnul Cornel, lăsați că rezolv eu problema, da. Deci acești cârnați făcuți la cuptorul bunicii o să împărțim așa, că el n-a vrut să vă dea deloc, da? Da, a zis că-s mici, da? Da. Punem de două ori. Cornel Borza, Cornel Borza. Așa. Și Cornel Borza. Și așa. Cornel Borza, trei deja? Da. Da. Bine. Și patru Cornel Borza, cinci Cornel Borza și e tăcât Cornel Borza. Mă duc să pun în farfurie să văd. Să văd așa, ce, ce... Deci, Cornel două Borza... Două la primărie, două la prefectură, școala de prete, două... unul la școala de băieți, și două la școala piața de la 11 februarie și... Păi, dacă... Ia să vedem. Hai, hai că îi număr, îi pun în farfurie și o vedea cine mai prinde, mai prinde, cine nu... Ei, n-ai, o să prindă toată lumea pentru că noi astăzi avem grijă, măcar atâta. Da, Valentina... Trebuie să mulțumesc și mie, ia uite ce frumusețe. Și ție îți mulțumesc și ce bine asortat ești tu cu aceste două farfurii galbene cu cârnăciori în ele, cu murăturici, cu Stai liniștită, liniștită, că acum e momentul important. Bine ai venit, bine ai venit. Bine v-am găsit, de când nu ne-am văzut. Stop, comisia este formată din următorii tovarăși. Da, aoleu, m-am nenorocit. M-am nenorocit să vezi acum comisie. Te așteptăm de la începutul emisiunii, ne-ai făcut o poftă acum să vedem ce cârnați ai făcut aici. Doamne, doamne. Ziul tatăl nostru până gustăm. Doamne, l-am invitat din nou pe domnul Borza. Data trecută m-a lăudat. Acum ce-o zice, doamne? Maestre, chiar vorbeam aici cu maestru că nouă ne trebuie cam 6-7 porții ca să ne dăm seama dacă sunt. Hai, lasă că țin eu microfonul. Gustați. Ia să vedem. Popa. Grozavi. Grozavi. Da, vedeți? Ați auzit? Grozavi. Iată o rețetă tradițională de cârnați preparați de Naie și ajutoarele lui și copți în zeamă de varză în performantul cuptor de la bunica. Pentru a-i pregăti și dumneavoastră acasă, aveți nevoie de carne de porc tocată, intestine, usturoi, salvie, rozmarin, cimbru, condimente pentru cârnați, zeamă de varză murată, sare și piper după gust. O rețetă ideală în prag de sărbători. Să aveți poftă! Eu am să readuc aminte telespectatorilor noștri, gospodinelor noastre din fața micilor ecrane de site-ul emisiunii noastre www.nationaltv.ro/tradiții-de-la-bunica, unde pot găsi rețeta emisiunii noastre. Și o ultimă mulțumire de final adresată doamnei Virginia Alinul. Pe dumneavoastră, dragi telespectatori, vă invit ca de obicei să rămâneți oameni populari, să mâncați sănătos și să gătiți cu dragoste. Ne despărțim cu un... cu un cântec de joc care va încheia emisiunea noastră. Sărbători fericite la toată lumea! Numai bine! Pe data viitoare! La, și cu ei la plug am dusul la 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 la. Patru boi la jug am pusul la 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 la. Și cu ei la plug am dusul la 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 la. N-apucai și trag o brază la 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 la. Că m-ntâlni cu o nevastă la 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 la. Hai mândrățâne de rude ca fi lucru fără trudă. Ține ruda boilor ca fi lucru mai cu spor mei.
da 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 lucrui mari povară la da 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 așa rap până ghisară la da 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 lucrui mari povară la da 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 că s-a cață plug în dor măi la 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 da da la dragoidi să omor măi la 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 mână bani boi bine nu te tă uita la mine că la mine te uita și te leagă să strica la 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 și mă duc cu mândra în lume la 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 batu-mă gânduri nebune la 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 și mă duc cu mândra în lume la 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 și las lucru și mă duc mai la 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 și nu mai aud e plug mai la 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 ascultați voi boii mei că mulți bani am dat pe voi dar eu foc o bol în zânt și las lucru nefăcut dragi sunt boii și carul lai 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 la 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 și pe mândra mânciojarul lai lai la 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 dragi sunt boii și locul lai 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 la 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 și pe mândra mânciojarul.